Hello, mici dușmei simpatici, ce faceți voi astăzi? Eu, pentru că nu m-am terminat deloc și deja s-a făcut întuneric, am improvizat și astăzi vin la voi cu un clip tare interesant. Am aici o agenda pe care o folosesc, în care țin chestii și scriu documentări și alte lucruri. Și am aici o cană cu un ceai fierbinte, o cană tare drăguță pe care am primit-o aseară de la Cristina. Și mi-am făcut un ceai pentru că astăzi avem un clip de vorbit, ce credeți? Avem un clip foarte interesant, nu sunt machiată, n-are nicio importanță, e un clip foarte lejer. Astăzi avem un clip de vorbit, adică mai exact un tag. Un tag de Crăciun, pentru că am tot făcut tutoriale, am tot făcut recomandări, am tot făcut rutine și m-am gândit ca până la rutina actualizată de skincare să facem un clip de genul ăsta, un tag. Iau și o gură de ceai și dăm cu vorbitul. Dacă vă interesează ce ceai este, este un ceai plin de chimicale, adică un ecoland de fructe de pădure, mai exact. Bun. Haideți să începem cu tagul. Mi-am notat aici întrebările și mi-am notat parțial și răspunsurile. De fapt, subiectele în jurul cărora o să mă învârt, nu mi-am notat neapărat răspunsurile exacte, pentru că există posibilitatea ca eu, vorbind mult, să mai adaug diverse lucruri, zic. Bun. Și haideți să începem cu tagul. Care este filmul tău preferat de Crăciun? Aici, cu filmul preferat de Crăciun e un pic mai greu, pentru că eu nu mă uit ca toată lumea la Singura Acasă. Când eram mică, nu prea mă uitam la Singura Acasă, l-am văzut de câteva ori, doar că m-am cam plictisit de el. Am ajuns oarecum la saturație cu el. Și ce mi-amintesc este că atunci când eram mai mică, se dădea, nu știu dacă mai țineți voi minte, se dădea extrem de mult la TV Poveste fără sfârșit. Nu este neapărat un film de Crăciun, dar pe mine filmul ăla mă introduce într-un fel în atmosfera asta crăciunistică. E un film foarte frumos, dacă nu l-ați văzut, vă recomand. Nu este neapărat un film crăciunistic, dar este un film care te duce așa într-o altă lume. Iar de curând am văzut Un Cavaler de Crăciun, este un film făcut de cei de la Netflix, un film foarte frumos de Crăciun cu o poveste destul de interesantă. Dacă nu l-ați văzut, vă recomand să-l vedeți, la asta nu o să vă dau prea multe detalii. Întrebarea numărul 2. Ai avut vreodată un Crăciun alb? Aici bănuiesc că se referă la faptul că ningea sau dacă am avut un Crăciun în care să ningă. Sincer, da. Când eram mai mică, de fiecare dată ningea, adică de fiecare dată de Crăciun aveam zăpadă. Asta pentru că nu era atâta poluare și nu se schimbase atât de mult clima. Dar ce mi-amintesc este că într-un an când eram în generală, am avut un Crăciun cu atât de multă zăpadă încât tot cartierul a rămas în beznă. Și am făcut Crăciunul cu zăpadă și fără lumină. Din fericire, noi ne încălzeam cu o sobă pe lemne, deci nu am suferit de fric, dar am suferit de beznă. Deci a fost un Crăciun foarte frumos, într-o beznă absolut totală, la lumina lumânărilor. Atunci lumânările nu mai erau decorative și doar de moft, aveau și o utilitate. Dar da, a fost foarte frumos când un cartier întreg din cauza obiscolului a rămas fără curent. 3. Unde îți petreci de obicei sărbătorile? Păi până am crescut, noi întotdeauna făceam sărbătorile acasă. Era tradiție, mama avea o tradiție în care nimeni nu părăsea incinta domiciliului în ziua de Crăciun. Nimeni. Nu conta ce se întâmpla, nimeni nu pleca de Crăciun de acasă, toată lumea stătea acasă, toată lumea la masă, frumos. Nimeni nu avea curaj să părăsească incinta. Înainte de Crăciun și după puteai să faci ce vrei tu, dar în prima zi de Crăciun, adică pe 25
decembrie toată lumea stătea acasă. Întrebarea numărul 4. Care este melodia ta preferată de Crăciun? Aici nu am o melodie preferată neapărat. În general, îmi plac colindele. Colindele pe care le cântam în general, dacă țineți minte, la orele de muzică. Erau niște colinde atât de frumoase și te duceau în spiritul ăsta al Crăciunului și mi-amintesc că într-un an eram în, cred că în clasa a treia sau a patra și aveam o sărbare de Crăciun și învățătoarea noastră ne-a făcut îngeraș, ne îmbrăcase în îngeraș și a fost pentru prima dată când am cântat colindul la Betlehem Colon Jos, un colind extrem de frumos. Dacă nu uit, o să vi-l las în descriere și o să-mi notez aici să nu uit. Este un colind absolut superb, un colind emoționant care îți dă o anumită stare și a fost, cred că, pentru prima dată când am simțit cu adevărat emoția pe care ți-o poate transmite o anumită melodie de Crăciun și mai luăm o gură de ceai. Da, în general îmi plac colindele. Următoarea întrebare, altă întrebare, numărul 5. Deschizi cadourile în ajunul Crăciunului. De când sunt mică, întotdeauna am primit cadourile în ajunul Crăciunului. Adică pe data de 24, indiferent că părinții mei noștri au avut sau nu bani, nu, niciodată de Crăciun nu ne-a lipsit bradul, pentru că era tradiție, și niciodată de Crăciun nu ne-au lipsit cadourile, fie că erau și cu jucării, fie că erau doar dulciuri sau era doar o ciocolată și o sticlă de suc. Țin minte că noi aveam un format foarte simpatic al cadourilor de Crăciun și ne bucuram foarte tare pentru că ai mei nu ne lăsau să bem suc constant, adică să bem suc cum beau unii copii în ziua de astăzi. Pentru noi cadourile de Crăciun erau formate întotdeauna dintr-o jucărie, ciocolată, pe care o mâncam doar de Crăciun, Moș Nicolae și de zilele noastre de naștere. De fructe, întotdeauna primeam portocale și banane. Și de o sticlă de cola la ciob cu Moș Crăciun pe ea. Știam că de fiecare dată când vine Crăciunul sau Moș Nicolae putem să ne bucurăm și noi de vestita băutură cola la ciob, iar pentru mine lucrurile astea au o însemnătate destul de mare pentru că întotdeauna îmi aduc aminte de Crăciun. Și când am făcut schimbul de cadouri cu Cristina, am încercat pe cât posibil să mențin tradiția mai puțin partea cu fructele, dar da, în asta constau cadourile și era o tradiție care îmi plăcea destul de mult pentru că așteptam cu nerăbdare să primim și nu neapărat jucăria, cât să primim sticla de cola la ciob, bananele, portocalele și ciocolata pe care nu le primeam tot timpul. Numărul 6. Poți să numești toți renii moșului? Din păcate, rușine mie, sunt o mamă în devenire foarte haotică și foarte neștiutoare, pentru că, ce credeți, nu îi știu pe renii moșului. Îl știu doar pe Rudolf, vestitul Rudolf cu nasul roșu, care este prezent peste tot, atât în decorațiuni, cât și pe șosete și așa mai departe. Dar nu știu pe toți renii moșului, doar unul. Bad girl. Întrebarea numărul 7. Ce tradiții de sărbători te entuziasmează cel mai mult? De când sunt mică îmi plăcea mersul cu colindul. Aveam amintiri foarte simpatice legate de chestia asta și îmi plăcea, aveam câțiva copii pe stradă, ne strângeam cu toții și când am mai crescut mergeam la colindat ca să strângem bani pentru jucăriile pe care ni le doream de Crăciun și ai noștri nu vreau să ni le cumpere. Așa că mergeam cu colindul în general, dar ne bucuram să primim nu numai bani, ci
ne bucuram și la dulciuri, la mere și așa mai departe. Adică ne bucuram în momentul în care ne se deschideau ușile. Pot să spun că am fost și alergați de unii vecini, am fost goniți, s-au întâmplat destul de multe chestii, dar era frumos. Numărul 8. Prefer brad natural sau artificial? Când eram mai mică aveam tot timpul brad natural, doar că atunci când am mai crescut puțin ne-am cumpărat artificial și am înțeles că e mult mai bine pentru că făceam risipă și era păcat. Un brad natural nu ține foarte mult, chiar dacă din ghivece posibil să nu prindă când vrei să-l plantezi sau dacă ți l-ai gata tăiat, se usucă și cu asta basta. Și sincer, în ultimii ani am optat foarte mult pentru brad artificial pentru că îl cumperi odată și te ține 5, 6, 7 ani, depinde cât de bine îl îngrijești și cum îl ții. Și am preferat să avem brad artificial, unul la mână când nu cădeau toate acele din el, doi la mână ne era mult mai ușor pentru că nu plăteam în fiecare an un alt brad și era foarte avantajos din punctul ăsta de vedere. Și mai mult de atât, nu era nevoie să omorâm un copac doar ca să ne bucurăm noi. Și pentru noi era mult mai frumos să avem, nu știu, brad artificial decât un brad normal pentru că ne puteam bucura de el o perioadă mult mai lungă de timp decât să, nu știu, îl ții 5 zile și pe urmă să-l arunci. Adică care întrebarea numărul 9. Care este mâncarea ta preferată de sărbători? Aici nu am o mâncare preferată. Mâncam orice. Mâncam orice mai puțin cartaboș. Pentru că nu-mi plăcea nici mirosul. Și când ne puneam mama să o ajutăm să facă mâncare, de la cartaboș toată lumea se pufila pentru că nu ne plăcea mirosul. Dar nu aveam o mâncare preferată și nu am o mâncare preferată. Întrebarea numărul 10. Ce îți place mai mult să primești sau să dăruiești cadouri? Când eram mai mică îmi plăcea să primesc. Cred că oricărui copil îi place chestia asta, să primească cadouri, doar că într-un an mama n-a putut să mă ducă să umple după cadouri, cred că aveam vreo 13 ani. Și aia trebuie să fiu eu mășcarciun în anul acela pentru sora mea și să mă duc eu să cumpăr cadourile. Și cred că a fost prima dată când am simțit cu adevărat bucuria de a oferi ceva, de a da ceva cuiva. Și de atunci pot să spun că îmi plac ambele în aceeași măsură. Îmi place și să primesc cadouri și aici nu vă gândiți că îmi place să primesc neapărat cadouri scumpe și chestii de genul ăsta. Nu, cadou înseamnă o atenție și atunci când primești ceva, e clar că cineva s-a gândit la tine. Și pe asta pun cel mai mult accent, pe atenția pe care ți-o acordă o persoană. Poate să-mi dau un magnet de frigider, nu știu, pot să primesc o cremă de mâini, pot să primesc o ciocolată. Important e că persoana aia și-a luat 5 minute din viața ei ca eu să primesc ceva. La fel și din partea mea, îmi place să fac cadouri, unele mai scumpe, unele mai ieftine în funcție de buget. Da, familie mare are numerație mică, vorba lui Caragiale, dar da, îmi place să fac și cadouri în aceeași măsură pe cât îmi place să le și primesc. Mi se pare că acordă atenție persoanei căreia îi oferă ceva, indiferent ce este. Întrebarea numărul 11. Care este cel mai frumos cadou de Crăciun primit vreodată? Din păcate aici e un pic mai sensibil subiectul, pentru că pentru mine cel mai frumos cadou primit de Crăciun vreodată a fost ultimul cadou. A fost ultimul Crăciun în care i-am avut pe ambii părinți. Pentru că, după cum bine știți, eu nu-i mai am pe niciunul dintre ei. Și cred că cel mai frumos cadou de Crăciun primit vreodată a fost ultimul Crăciun cu ei. Întrebarea numărul 12.
care este destinația ta ideală pentru petrecerea sărbătorilor? Nu am o destinație anume, îmi place să fac sărbători la casă, dar să presupunem că... Hai să mă întorc un pic în timp și să mă gândesc la care ar fi fost destinația mea favorită când eram mai mică. Cred că ar fi mai interesant așa. Când eram mică îmi doream tare mult să merg în Laponia să văd casa lui Moș Crăciun. Da. Nu pot să zic că am renunțat la idee, dar cu cât am crescut am realizat cât de departe e Laponia și cât de frig e și că probabil nu aș face față. Dar hei, e pe lista mea de dorințe în continuare, poate cineva mă aude. Moșile, poate mă ieși pe mine cu sania ta și mă țin la pony. Bun, întrebarea numărul 13. Ești un ambalator profesionist de cadouri sau eșuezi lamentabil? Sincer, aici depinde de stare. Depinde cât de tare mă grăbesc. Sunt momente în care împachetez cadourile foarte bine. Extrem de bine chiar. Și sunt momente în care nu prea îmi ies, dar în general sunt destul de îndemânatică la chestii de genul ăsta. Nu am răbdare să fac chestii DIY pentru că de-aia nici nu prea ați văzut la mine pe canal chestiile astea. Doar că atunci când vine vorba de făcut o surpriză cuiva, vreau să fie totul ca la carte, ambalat, făcut totul perfect și atunci dau toată silința ca acel lucru, acel cadou să fie împachetat cum trebuie și nu eșuez lamentabil. Sunt, am chiar foarte multă dexteritate în chestia asta. Întrebarea numărul 14. Care este cea mai memorabilă amintire din perioada sărbătorilor? Aici e o chestie care era oarecum tradiție. Noi ajutam pe mama să facă sarmale. Și ca să vă imaginați, noi am crescut într-o casă care nu arăta chiar ca o casă modernă, în sensul în care în bucătărie nu aveam încălzire. Și pentru că lucrul ăsta nu se întâmpla, tot timpul așezam un mușamaș jos, lângă, în fața canapelei și a televizorului. Aduceam un lighean cu varză, cu foi de varză, ligheanul cu carne și alte condimente și ne puneam pe împăturit sarmale. Dacă, cred că e cea mai prezentă amintire în toate Crăciunurile sau perioadele dinaintea Crăciunului, atunci când o ajutam pe mama să împăturească sarmale, pentru că ne uitam la televizor și le dam din mâini. Vestita, vestitul proverb, vorbește, da, mai dă și din mânuțe. Și se îmbina atât de bine mirosul ăla de ceapă cu mirosul de varză, parcă îl simt de fiecare dată când se apropie Crăciunul. Cred că este prima imagine care îmi vine în cap, când stăteam toate trei și împachetam la sarmale pe jos. Așa. Întrebarea 15. Când ți-ai dat seama care este adevărul despre Moș Crăciun? Habar n-am la ce se referă întrebarea asta, nici n-aș vrea să mă gândesc prea mult. Vreau doar să spun un singur lucru, Moș Crăciun există. E foarte clar, există, s-a dovedit științific, nu știu cum se face, dar eu întotdeauna când îmi doresc ceva primesc, dar dacă am fost cu minte pe parcursul anului. Așa că da, pentru mine și cred că pentru toți copiii din lumea asta, Moș Crăciun există și ajutoarele lui, căci fără ele, viața noastră nu ar fi atât de bună. Mi se pare o porcărie să distrugi bucuria asta și magia Crăciunului spunând alte lucruri. Deci, una peste alta, Moș Crăciun există. Nu de alta, dar... Și vreau tot să primești niște cadouri drăguțe Crăciunul ăsta și dacă spun că nu e așa, s-ar putea să-l supăr pe moșul și nu aș vrea asta. Asta fiind spus, eu vă mulțumesc pentru vizualizare. Nu uitați să-mi lăsați în comentarii răspunsul la oricare întrebare din cele pe care la care am răspuns eu. Aștept să văd, nu știu, care este mâncarea voastră preferată de Crăciun. Filmul preferat, amintirea voastră preferată,
orice întrebare din tagul ăsta. O să încerc să vă las și eu întrebările din tag în descriere, ca să vă puteți bucura și voi de el pe deplin. Sper că v-a plăcut acest clip. Nu uitați, dacă v-a plăcut, să-mi dați un thumbs up, subscribe dacă nu sunteți abonați. Și până data viitoare, eu vă pup și să fiți cuminți că mai puțin și vine moșul. Mai avem puțin. Până data viitoare, eu vă pup și vă doresc o zi cât mai bună. Bye, bye!